România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi vă invit să facem un exercițiu de simpatie. Războaiele nu sunt despre cancelarii, despre servicii secrete și nici despre negocierile dintre Putin și Biden. Războaiele au prostul obicei să fie despre oamenii pe care îi mătură ca un tăvălug. Generațiile noastre în această parte de lume nu au cunoscut războiul. Îl știm doar din cărți. Ororile lui sunt o chestiune istorică de la care putem să întoarcem capul imediat. Cea mai mare realizare a Europei moderne în care trăim este că vreme de 80 de ani nu ne-am luptat între noi. Pacea este cel mai de preț lucru pe care l-am avut în acești ani. Se va strica ea de mâine? La întrebarea asta nu poate răspunde decât un singur om, președintele Putin și probabil grupul său de inițiați. Veștile din Rusia ne mai dau un dram de speranță. Moscova spune că o parte dintre militarii săi și-au terminat exercițiile în zona de vest și că se vor retrage. Ieri, ministrul de externe Lavrov a spus că mai vrea câteva zile de negocieri. Dar posibilitatea unui război rămâne importantă. Este adevărat, ni se pare nouă neverosimil că acesta ar putea avea și o dată de început. Mai multe publicații occidentale au primit documente care arătau că o invazie rusă ar putea avea loc chiar mâine. Planurile erau detaliate și arătau inclusiv o încercuire a Kievului. Drept urmare, mai multe state și-au retras diplomații și familiile acestora din Kiev. S-au făcut apeluri repetate ca cetățenii mai multor state să părăsească zona respectivă. România le-a cerut cetățenilor săi să nu meargă în Ucraina, iar celor aflați acolo să se gândească dacă șederea lor este absolut necesară. De la nivelul cel mai înalt al mai multor state, posibilitatea începerii acțiunilor militare a fost evocată cu asupra de măsură pentru mâine. Ucraina a fost mai precaută, a spus că nu vede semnele unei invazii iminente, dar președintele Zelenski și-a pregătit cetățenii. A decretat ziua de miercuri ca zi a unității naționale. A cerut intonarea imnului în toată țara, iar steagurile vor fi arborate peste tot. El spune că panica este prietenul adversarilor. Sigur că este și asta ceva. Până la urmă, ucrainienii sunt în război cu Rusia și mercenarii săi în mai multe regiuni și de mai multă vreme. Dar asta are un impact limitat. Mulți dintre cei mai bogați oameni din țară au fugit sau au plecat. Zeci de avioane particulare au părăsit Kiev în ultimele ore cu milionarii săi. Fotbaliștii de la Dinamo Kiev nu mai revin acasă. Poate familii care locuiesc în zona estică și-au trimis copiii spre vest, mai aproape de granița cu statele occidentale. Sunt curse aeriene care nu mai merg la Kiev. Iar la granița noastră, autoritățile române se pregătesc pentru refugiați. Căci o întrebare rămâne. Ce se întâmplă cu oamenii obișnuiți când începe un război? Dar cum trăiesc ei cu proximitatea unui război lângă casă, așa, zi de zi, cum s-ar întâmpla astăzi? Ce faci dacă ai un copil cu vârsta potrivită pentru armată? 0372069599. Îl repet pentru acest exercițiu de empatie, conație aflată într-un mare pericol. 0372069599. Ce ai face tu astăzi dacă ai fi ucrainian? Ce fac oamenii pe care îi știți în țara vecină? Poate mai aveți relatări, informații. Ați rămâne, ați pleca, cum v-ați pregăti, cu ce gânduri și ce minte primești posibilitatea unui război? 0372069599, mă uit pe Facebook atât cât pot, încerc să iau cât mai multe mesaje de la voi. România în direct începe în acest moment, ascultându-l pe Florin. Salutare, bine ai venit la noi! Salutare! Salutare! Nu știu ce să zic dacă... Adică n-aș putea să spun ce aș face dacă aș fi în Ucraina, pentru că nu știu exact de acolo. Dar și ce aș face dacă aș fi în România, nu știu, în graniță cu Ucraina și războiul ar ajunge la granița noastră. Aia ar fi cireașa de pe torci, cu siguranță mi-aș lua tot așa împachetat și ce aș putea și aș pleca din țară.
dacă ar ajunge. Și o să sară toți mari apărători ai țării, că nu ținem cu țara, că nu știu, cred că asta e o chestie cu două sensuri. Adică și țara, ca să zic așa, trebuie să mi ofere ceva, ca eu să fiu mândru și ca să pot să sar, să o apăr și așa mai departe. Dar pentru mine ar fi cerea așa de pe tort. În momentul în care ar veni războiul și ar mai bate la ușă, nu știu, eu sincer nu am motiv, pentru mine nu există un motiv ca să rămân să mă lupt pentru ea. Să te lupți pentru România, nu e niciun motiv. Da. Adică nu este. Asta ar fi un fel de, până la urmă, patria e acolo unde mi-e bine, nu? Dacă e mai bine în Spania, acolo e patria. Cam așa ceva, da. Păi, dacă e să mergem pe partea cealaltă, se tinde către globalizare, nu? Asta ce înseamnă? Corect. Până la urmă. Corect, da, corect, că poți să locuiești. În esență, nu? Și în cele din urmă o viață o am, nu am mai multe, nu știu, pe timpul poate conducătorii țării, țara le oferea ceva, aveau alte condiții, aveau pentru ce să lupte, dar noi pentru ce să luptăm? Că muncim 3 săptămâni pe lună pentru statul ăsta? Și nu avem nici măcar ok, aș fi de acord să muncesc 3 săptămâni pe lună, dar să am condiții, să avem infrastructură, să avem transport, să avem tot ce ne trebuie. Să avem un salariu de, nu știu, salariul mediu o să fie 8.000 de euro. În 8.000 de euro, da, 3 sferturi la stat. Și tot mai rău ceva bine. Deci dacă salariile ar fi mai mari și patria ar fi mai bună? Nu este vorba la modul acesta ușor perfid. Este o realitate, da? E dacă, perfid, nu știu, dacă, e ușor, așa mie îmi sună așa un pic, pentru că, nu știu, dacă, spre exemplu, noi doi ne-am cunoaște personal și aș fi, sau am fi vecini, da? Așa. Și aș fi un vecin din ăla rău, ne-am scuipa, v-aș înjura, v-aș nu știu ce, dumneavoastră, asta te avea o atracție să mă ajutați vreodată? Adică ați fi dispus, nu știu, într-o situație să mă ajutați? Dom'le, la un necaz, deci aici la un necaz, cred că ne-am ajutat și tu pe mine și eu pe tine, adică... Da. Ferească Dumnezeu. V-aș sparge casa, v-aș... Așa mai departe tot. M-ați ajutat? Pentru că noi, ca și populație, cam aici suntem. La noi statul intră pe toate, peste tot. Pe geam, pe ușă, ne prinde pe stradă, ne bagă într-un gang, ne mai dă două taxe în gură. Acum, Florin, ție ți-ar fi greu să înțelegi pe tineri ucrainieni care sunt pe front pentru țara lor, nu? Da, am zis de la bun început, nu știu. Păi nu, dar zic așa, deci în Ucraina, să știi că în Ucraina se trăiește mai greu ca la noi, corupția este mult mai mare, politica este mult mai dezamăgitoare decât aici, dar totuși oamenii aia se duc pe front. Da, probabil că și la noi ar fi tineri și oameni care s-ar duce pe front. Nu zic eu că toți, gata, ne luăm bagajele, știți cum e, otrăvim fântânile și dăm foc ogoarele. Bineînțeles că și la noi ar fi, dar eu nu fac parte dintre ei. Da. În cele din urmă, viața mea este una, viața copiilor mei este una, nu am motive să mă sacrific, pentru că până la urmă nici țara, ca să zic așa, statul român nu s-a sacrificat cu nimic pentru mine. Să meargă toți politicienii, toate firmele de casă, toți șmecherii care acum fac bani, să meargă ei acolo, nu? Pentru că ei au venituri, au averi făcute de acolo, nu? Mulțumesc mult, un domn care are pseudonim aici, bănuiesc, Carl Fairburn, spune că nu pot să mă pun în situația ucrainienilor pentru că nici ei nu s-ar pune în situația mea. Sigur că da, ăsta este un mod de a nu privi la problemele celorlalți în speranța că ele nu te vor atinge niciodată. Întâmplarea face că te ating, pentru că dacă Ucraina pică sub Rusia, ce să vezi, noul nostru vecin va fi Rusia. Iar un vecin ca Rusia pare a fi așa, un dar de la Dumnezeu. Vom avea treabă toată ziua de atunci încolo. Și așa avem destulă treabă în rețele, cum se spune. Puteți să vă uitați și pe Facebook la emisiunea asta să vedeți ce e. Că o să simțiți mâna Rusiei destul de ușor. Ovidiu, salutare! Astăzi invitam la un exercițiu de empatie. Nu ne-a ieșit din prima. Ce-i face dacă ai fi ucrainian? Și ți-ar zice multă lume că mâine-i război. Păi, aș spune foarte clar că aș pleca și aș putea să dau câteva motive de ce aș pleca. Adică este un război pe care îl pierzi din start. Nu ai cum să te pui cu o nație care are armament care ar distruge practic Europa. Și este no sens să pierzi pentru ce. Este trist oricum că în secolul 21 ajungem să discutăm nu doar de Europa, și în altă lume, să vezi că se întâmplă războaie și în fond, pentru ce? Care este
scopul. E, bine, evident că întotdeauna banul e la mijloc și influența și energia și așa, da. Da, răspunsul categoric este aș pleca, adică te pui, ok, o viață ai și nu ai nicio șansă, adică o țară cum e Ucraina sau România și multe alte țări din jurul Rusiei, noi nu avem armată, să fim serioși, ne-ar cuceri în momentul în care ar ajunge aici. Stai așa, dacă mâine vine Rusia peste noi, ai pleca, nu? Categoric. Adică nici nu s-ar pune problema să nu plec. Adică într-o țară, cum să zic, dacă ai avea tehnologie și armament încât să simți că da, poți să faci față, ai sta. Dar cum e și Ucraina și multe alte țări din jur, hai să fim serioși, în ziua de astăzi nu mai discuți de tancuri, de astea sunt trecuți astăzi din secolul 20. În ziua de astăzi vorbesc de tehnologie, pleca... de rachete, de lasere. Sigur, ne ucid ăștia în două secunde, adică... da. Ne ucid în două secunde, eu nu contest asta, da. Dar îți spun eu, ai plecat dacă ai putea, dacă te-ar primi cineva. Acum efectul libertății și al alianțelor în care suntem este că putem circula liber. Ăsta e marele efect. Și ucrainienii unde pot să plece? Le trebuie... aveau și au libertatea să plece și în Europa. Nu au fost granițele închise pentru ucrainieni. Nu, le trebuie viză, dragul meu. Dacă ești milionar și ani de zile stai cumva în relația asta și ai o viză permanentă și niște relații de afaceri, dar e ușor, te pui în avion și ai plecat. Dar unui cetățean obișnuit îi trebuie o viză în Uniunea Europeană. Că deocamdată noi ne pregătim pentru refugiați dacă vine un război, dar altfel le trebuie o viză. Da, este trist ce s-a întâmplat pentru Ucraina. Pe de altă parte și și-au făcut-o cu mâna lor, pentru că au avut strategic arme nucleare de, practic, erau numărul 2 ca armament nuclear și aici e vina întregii Europei și americanilor și se simt vinovat pentru că le-au garantat securitatea țării în detrimentul să cedeze toate armele nucleare. E, și în momentul acesta, și acolo au semnat și francezii și americanii și Marea Britanie pentru ei, pentru oferirea securității. E, acum le oferă securitate? Vedeți ce se întâmplă? Păi, le oferă declarații și securitate, da, și le oferă un sprijin mare. Ok, sprijin, ce fel de sprijin? Adică poți să te pui, le-au dat niște armamente care pot să distruge niște tancuri, cămari. Asta e ceva... Da, bun, e adevărat. E sigur că da, mulțumesc tare mult, Ovidiu. Înțelegeți după telefoanele astea mai bine chestiunea cu talibanii? Adică, tocmai, lumea modernă s-a schimbat. Cine Dumnezeu astăzi, după 80 de ani, are chef de războaie? Lumea se uită la cu totul altceva. În asta constă puterea lui Putin. În faptul că el știe că la un moment dat noi avem multe lucruri de părăsit aici și o altfel de viață cu care nu mai suntem obișnuiți, ni se pare de refuzat. Și sigur că este de refuzat. Pacea este chestiunea fundamentală. Generațiile de astăzi suntem curăiți cu totul și cu totul altfel. Da, acum, sigur, n-or fi multe lucruri de apărat aici. Dar asta, în general, ne spune că și fără un război nu e nimic de construit, nu e nimic de făcut aici, nu? Dar eu azi vă întreb despre ucrainieni mai mult. Ciprian, salutare! Dacă ai fi salutare. La Kiev, ce-i face astăzi? Ce-aș face și dacă aș fi în pericol ca și român în fața unui război? Aș părăsi teritoriul acestei țări, pentru că România mi-este datoare mie, țara mi-este datoare mie, nu eu ei. Pentru mine, la 42 de ani, n-am făcut nimic până acum. Eu am făcut tot ce am pe umerii și pe capul și pe mâinile mele și tot ce am realizat am făcut eu pentru România și nu viceversa. Să meargă la război cei care au și la pensie, la armată, la 42 de ani. Simplu. Ce chestie. Da, nici n-am ce să zic la asta. Băi, noi suntem dezamăgiți de România, nu mai apărăm. Dar ce să apăr? Pe cine? Pe cei care s-au uitat la OTV? Pe ce să apăr? Pe un motiv ca să apăr România. Ce a făcut România pentru mine? Muncesc de la 20 de ani, am avut firmă de 2 ore, am plătit taxe și impozite.
Președintele Kennedy, președintele Kennedy s-a întrebat la un moment dat ce poți face tu pentru țară, nu țara pentru tine. Da, păi am făcut, de 22 de ani muncesc, plătesc dări și impozite la stat. Și nu, și ce ai vrea să spună o pâine în față și să zică, ia de aici, Cipriane, uite, bună stare. Bun, și ce ai vrea să-i mai dau și viața acestei țări, dar merită? Dar băiții aia din Ucraina... Familia mea este importantă. Asta am înțeles. Probabil că-ți duci cu forța. Probabil că-ți duci cu forța, nici de cum de bună voie. Probabil. Sau mai sunt naționaliști din aceia, cum poate mai sunt și la noi în 5-7%, care e România, România cea mai tare, 20. Cea mai frumoasă și cea mai deștepți. 20. Toți care sunați în general la emisiunea asta, spuneți în felul următor. Mamă, în România ar trebui să fie al naibii și mai bine, și mai bine, și mai bine să se facă, să se dreagă România stădătoare. Păi, dar cine vreți să facă chestiunea asta? Dar nu poți, Cătălin, aici nimic să faci, că totul este blocat, totul este mânjit. Da, totul este blocat, totul este mânjit, asta noi facem, noi suntem parte aici, dar lucruri bune nu se întâmplă, nu vedeți în țara asta, adică pe bune, noi n-am progresat nimic. De dimineață am văzut o fotografie pusă de profesorul Papa Hagi cu cartierul său, în 1989 și în 2022. Ce diferență de lumină extraordinară, ce diferență de culoare, ce diferență de muncă. Tot ceea ce ai făcut tu este schimbarea României. Cele două firme ale tale, muncitorii cu care ai lucrat, oamenii care și-au câștigat pâine aici, faptul că am avut pace, faptul că avem, ce să exemple să-ți dau, rețele de internet, faptul că aveți tot ce vă trebuie în casă. Și că da, avem muncim, probleme cu... le avem că și muncim, că ne sacrificăm. Că muncim, eu în bord, eu aici în cotieră am o pungă, unde pun gunoaiele ca să le arunc pe stradă. Tu știi pe cineva care a reușit fără muncă în lumea asta? Uite ce ți-a dat țara asta. România, da. Păi eu am muncit și nu am nimic și dacă eram hot și mă asociam cu șmecheri, aveam mult mai mult. Stai așa un pic. Eu supraviețuiesc. Eu supraviețuiesc cu greu în țara asta. Doamne, e fascinantă discuția asta care trebuia să fie despre Ucraina, dar a venit lumea și a zis că nici Ucraina, nici România nu merită. Știi ce problemă are Zelenski? Dacă Ucraina e croită la fel așa, după gusturile oamenilor de aici, Zelenski nici măcar nu are ce apăra în țara aia. Și de fapt noi ne zbatem inutil să o apărăm așa de la distanță. Pentru că și oamenii au să spună, dați-vă de aici, mă. Păi tu știi, la corupția din Ucraina, cred că lumea zice, ce treabă am eu cu ăștia, hai să plec. Da. Păi, eu cred că poate depășim la corupție în România. Și tot repeți un stereotip că se face, că se construiește, că se progresează. Ăsta e stereotip? Că în România s-a progresat? Ăsta e un stereotip? Cred că stereotipul... În comparație cu cât s-a furat, Ciprian, este o stereotipul este la tine când spui mereu că România nu merită. România merită și oamenii săi. Tu ești în stereotip, eu îți atrag atenția mereu că țara asta progresează, dar progresează mai încet decât viețile noastre. Asta e problema. Și dezamăgirile noastre sunt mari. Dar a spune că în această țară nu s-a făcut nimic și că ea nu merită apărată, ăsta e un lucru pe care eu nu pot să-l accept. Uite că suntem trei care ți-am spus cu același lucru și posibil până la finalul emisiunii să fie toți cu aceleași principii. Așa. Ei, atunci poate și lucrurile se vor muta la tine în viziune. Adică ce se vor muta? Adică eu vrei să-mi schimb viziunea și să spun că România e o proastă pentru că voi nu apărați? Când 10 oameni spun că ești beată și tu ai băut doar apă plată, mergi și te culci. Aha. Deci ăsta e principiul, nu? Să știi că eu de la... microfonul ăsta și de la altele m-am mai obișnuit să merg împotriva mulțimilor. Când la un moment dat în viața mea am spus că suntem conduși de niște mafioți și arătam dovezi zi de zi, mi-am luat scuipați în față, da? Când a venit mulțimea și mi-a spus că eu sunt așa și pe dincolo. Încă nu mi-e teamă de chestiunea asta. Chiar dacă o să-mi spuneți că eu greșesc astăzi. Eu cred că țara mea merită apărată. Păi sigur că e o țară liberă. Măcar atât. Avem libertate de exprimare. Aha. Aici e diferența între noi și Rusia, că acolo nu mai ești libertatea după exprimare. Și pentru asta merită să murim pentru România? Că România... În fine, lasă. N-ar rost să-ți încerc să-ți schimb părerele, ți le respect ad literam. Cine vrea să meargă pe front pentru țara asta este liber. Îi mă repet, să meargă cei care și la pensie la 42 de ani de la armată. Dom'le, cei 2000-3000 de trimită... generali pe care are România. Bă, ăsta cred că îi trimite obligatoriu, măcar atât. Aia se vor fofila, Cătălin, că la pensie e fain să ești la 42 de ani, dar când va fi de război se vor da cu dureri la șale. Dom'le, ferească Dumnezeu să ajungem acolo.
Da, pot să văd. Există o carte a unui aviator italian, român-italian, un italian care a trăit în România în timpul celui de-al doilea război mondial. De-al minter, familia sa a construit o parte din București și îmi scapă numele acum, poate Vilianti. Domnul respectiv, care a avut 100 de misiuni de luptă pentru România în al doilea război mondial, pe ambele fronturi, zicea la un moment dat așa că venise la București să-și ia, nu știu ce ștampile pe acte la Ministerul de Război, era în timpul războiului, și a zis că s-a mirat cum el, italian, făcea linia întâi de front, în timp ce birourile de la minister erau pline de colonei și maiori care își găsiseră detașarea acolo și stăteau la căldură. Și aia a fost constatarea lui. Și a zis, domnule, eu ca italian aici mă bat pentru țara asta, în timp ce aici minister e plin de români care ar trebui să fie pe front. Bun... unde suntem? Sebastian, salutare! Bună ziua! Eu am cu totul și cu totul altă părere diferită față de antevorbitorii mei. În primul rând, dacă aș fi în situația celor din Ucraina, aș rămâne în țară și aș aștepta ordine sau, eu știu, ceea ce s-ar decide la nivel național. Cu toții, toți cetățenii, indiferent în ce sală, în ce țară locuim, avem datoria să ascultăm. Bineînțeles, în limitele normalului. Cred că ceea ce ne lipsește nouă, mai ales românilor, e sentimentul patriotic. Până la vreo 27 de ani, eu aveam impresia că toate lucrurile bune sunt în Occident, toate lucrurile proaste sunt la noi. Adevărul e undeva la mijloc, dar, mă rog, nu este asta problema. Cred că sentimentul patriotic, până la urmă, putem să observăm atunci când se organizează anumite festivități, fie de ziua națională, fie de 24 ianuarie, sau eu știu, ziua eroilor, se observă oamenii care au sentiment patriotic și care au ar fi dispuși să facă ceva pentru țară. Adică cum se observă? Adică trecând cu vederea faptul că, mă rog, sunt organizate de persoane cu alte scopuri, eu știu, scopuri politice sau, dar nu contează asta. Principal e cum trăiești momentul respectiv, adică să-l trăiești cu solemnitate și să te gândești la importanța evenimentului și Sebastian, ce a fost atunci. Da. Sigur, aceea este o emoție, este un sentiment. Uite, de exemplu, eu cred că Ciprian, care a sunat mai devreme, este și el patriot. Pentru că ani de zile și-a făcut treaba, și-a respectat legile, și-a plătit impozitele, a vorbit oamenilor și a încercat să construiască. Și are o dezamăgire. Poate pe el nu-l încearcă o emoție când vede steagul sau când aude imnul. Dar în fiecare zi, patriotismul lui se desfășoară prin a spune lucrurile pe care le crede și aș plăti taxele și impozitele și a lăsa lucrurile în urma sa. Asta e o formă de patriotism, de acceptat și de lăudat dincolo de emoția firească care ar putea să te pătrundă atunci când vezi steagul sau joacă echipa națională sau o chestiune de genul ăsta. Eu cred că lucrurile nu se separă aici. Iar tu îmi spui astăzi... Nu se separă aici, dar... Mă rog, sunt anumite motive pentru care fiecare hotărăște sau are o anumită părere. Fiecare vede din punctul său de vedere și se raportează la experiența personală. Oricând e vorba de patriotism, când e vorba de țară, poate că experiența personală nu contează foarte mult. Da. Ce-ai face dacă însă ai avea familie și ai fi în pragul războiului la 24 de ore? Păi... Ce-au făcut și înaintașii mei, adică, de exemplu, bunicii mei sau străbunicii mei, pur și simplu aș merge la război, iar în momentele respective, nu știu, nu prea ai timp probabil să te gândești și nu prea poți să calculezi cam ce ai de făcut și pur și simplu acționezi oricum ți se spune, ori... Da. E greu de spus. Cineva zice pe Facebook că s-ar duce la război cu cei 4 copii ai săi. Asta e cel mai greu lucru de făcut. Știți ce se întâmplă? Și înainte, că m-am adus aminte de înaintași. Nici ei n-au vrut să meargă la război. Dar, mă rog, mulți dintre ei au decedat în război
dar familiile au fost împroprietărite cu pământ. Li s-au acordat anumite facilități. Asta e primul război mondial, da, sigur, că li s-au dat pământ, li s-au dat pământ. Lucrurile sunt total schimbate, dar până la urmă nu știe nimeni cum evoluează lucrurile. Mulțumesc tare mult! Sentimentul de patriotism s-a schimbat în ultimii ani. După ani și ani de pace, vedem lumea în mod diferit. Nu mai înțelegem războiul ca în operele romantice care ne-au fost predate. Și până la urmă nimeni n-are chef de război, adică realitățile lumii în care trăim sunt cu totul altele. Asta e demența pe care a stârnit-o Putin. Dar ceea ce vorbim noi astăzi ca un exercițiu în care vedeți că am ajuns să ne certăm despre țara noastră, dacă e bună sau e proastă, e și proastă, e și bună, că așa e pe România, li se întâmplă oamenilor de lângă noi de adevăratelea. Ceea ce e la Kiev nu este un exercițiu. Acolo oamenii chiar trebuie să-și pună problema asta. Bă, da, eu am ce apăra aici. În nenorocirea aia de Ucraina, am eu ce apăra aici în faptul că trăiesc mai prost, mai slab, mai rău decât noi, oamenii se vor gândi, dar chiar așa am ceva de apărat aici? Cei care au făcut cele mai mari avere acolo și care echipurile ar fi avut mai multe de apărat și-au luat avioanele și-au plecat. Averile sunt globale. Marius, stai să fac o precizare. Se poate circula fără viză din Ucraina către țările Uniunii Europene. Da, mulțumesc pentru precizare. Unde suntem? La linia 10, nu? Marius. Salut, Marius. Da, bine venit. Salut. Rămân șocat de ceea ce aud. Și stau și mă gândesc, țara asta oare acum 100 de ani, 200, 300 de ani, nu era la fel? Oameni bogați și săraci, iobăgimea, care atunci când veneau turcii, iobagul punea mâna pe coasă, pe sapă, pe ce avea, că n-avea sabie și nu știa să o folosească. Stai un pic, e o șmecherie acolo, că nouă ni s-a zis așa, dar nu pleca el chiar de voie bună. Pleca că mai lua una pe spinare, era în solda boierului, lucrurile sunt mai complicate. Nu cred eu că omenirea s-a dus la război cu inima largă și a zis, dom'le, sentimentul ăsta patriotic de care vorbești tu a fost creat ani de zile prin niște filme pe care le-am văzut și crezi tu că Badea Gheorghe de la Vaslui avea sentimentul național foarte dezvoltat? Nu, a trebuit să vină Bălcescu la 1848 să-i zică de sentimentul național. Avea el niște lucruri de apărat, da? Nu la nivel ideologic. Zic. Nu la nivel ideologic, Cătălin, dar și acum dacă ar veni rușii pe sână, ce aș face? Aș sta cu mâinile în sân și aș aștepta să vină peste mine? Ce ai face? Oricum crăp. Dacă vine și vrea să mă moare, oricum crăp. Măcar crăp cu arma în mână. Și nu fug ca un laș. Oricum, crezi? Într-adevăr, ei poate au dreptate. Nu prea mai avem ce să apărăm în țara asta. Pentru că ne-au luat-o străini. Nu mai avem nimic. Dar măcar mai ai datele tale, obiceiurile tale din țara ta, pe care și pe astea vor să ne le ia. Da, aici, chiar. Serios, ăsta e un mit că ne-au luat străinii tot. Și al doilea, asta cu obiceiurile, nu înțeleg. Adică ce vor să ne ia materie de obiceiuri? Că nu-mi e... Dacă vor veni orice țară care vine și potropește să-i impune. Bine, dacă ar veni rușii, sunt ortodoxi, cred că am păstrat Crăciunul și Paștele mai departe, să zic. Așa, știi? Ne-am păstrat decât din ele. Dar n-am avea șanse fizic în fața lor, n-am putea să luptăm. Și nici americanii nu ne-au stat cu mare lucru. Cu 1000 de soldați, hai să fim serioși. Americanii oricum pe unde s-au dus au făcut avagii și au distrus. Ei n-au venit să ne apere, au venit să ia. Au nevoie de resursele României. Rușii, dacă vin, sunt conștient de o chestie. Dacă vine Putin, ne-a din resurse, ne-au luat și după al doilea război mondial. Rusia a făcut un jaf aici în România. Să nu uitați. În anii 50, Rusia a jefuit România cu asupra de măsură. Și să vă mai zic ceva. Rusia a înfometat programatic Basarabia, Republica Moldova. Există documente de partid care arată că Rusia a omorât prin foame pe conaționalii noștri într-un program sistematic de furt și de ucidere. Să nu uite nimeni niciodată cine e Rusia asta. Au făcut-o. Și au făcut-o și în Ucraina, că au murit milioane în Ucraina. Au murit mai mulți ucrainieni decât evrei. Și au murit într-un an sau doi, nu în 4-5 ani. Da, au murit. Adevărat și asta, dar oricum pe noi ne jefuiesc ăștia. Noi nu mai avem nimic, Cătălin. Nu mai avem nimic în țara asta. E,
Să nu exagerăm, deci serios. Nu vă duceți în partea asta la alta. A venit aici Florin Ovidiu și Ciprian, au zis, domnule, o nenorocire, tu vii și spui, avem nimic. Noi, hai să ne păstrăm echilibru. De luptat aș lupta, dar aș lupta prima dată să ies din UE. Da. Pentru că Uniunea Europeană nu ne face bine deloc. Noi cotizăm, dar de absorbit, de tras fonduri și de investit, noi nu facem nimic. Cum om bun? Uite, te-aș lua eu de mână. Deci, pe lângă banii care vin scriptic și care sunt câteva miliarde, deci România primește mult mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât contribuie. Ăsta e un lucru, uite, aș vrea să-l verific acum, dar am citit informația asta zilele astea. În plus... Dacă Tălin primește, ce face cu ei? Că nu face nimic. Ieri am văzut la Trezor sau la altă ieri că au primit bani pentru nu știu ce dezvoltare, n-au dezvoltat și ori să dea bani înapoi. Da, da, ăla e un exemplu din sute de exemple, oameni buni. La Vaslui, la mine... La Vaslui, la mine. Sunt o grămadă de lucruri și sate refăcute cu bani în fonduri europene și multe alte state din Transilvania. Și sunt bani care au venit în România și care s-au făcut de-astea, căi ferate. S-au mai reparat drumuri, s-au reparat gări. Ce să zic eu? Uită-te la Târgoviște, la cetatea de scaun care e refăcută numai din parale europene și multe alte lucruri din astea frumoase. Hai să nu mai zicem chestii. Cetatea de scaun, Cătălin, dar infrastructura noastră rutieră, feroviară, au refăcut-o, că dacă te urci în tren, plângi cu vorbe până ajungi 200 de km. Dom'le, de la București la Constanța mai ajungi, zic eu că e mai avantajos uneori să mergi cu trenul. București-Constanța, că se duce lumea la mare, da, dar ia gata, vinul... Gata, că iar începem discuția aia. Îți mulțumesc, Marius, noi... Deci discuția cu România... Tot estul Europei este o nenorocire că nu este cum visăm noi să fie ca în filme. Dar ce am văzut? Am văzut că lumea e nervoasă și de Franța, uneori, da. Eu, sincer, nu mă așteptam ca discuția de asta să se ducă chiar aici, dar nu e nici așa o mare surpriză. Dezamăgirile din viețile noastre uneori ne cuprind. Claudia, ce zici? Dacă ai fi ucrainiancă, ce ai face azi? Bună ziua! Referitor la acesta, stai, vă spun sincer, când m-am uitat încă o dată pe harta noastră și am văzut cât de aproape este situația de noi, să știți că am avut așa un sentiment foarte trist și am avut un fior, n-aș dori să fiu în pielea lor. Referitor la, am doi copii și sincer mă încearcă cele două sentimente, odată patriotismul, că aș vrea să n-apăr țara, dar pe de altă parte mă gândesc că copiii mei totuși ar merita o șansă la viață, dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva cu mine și cu copiii mei, cu soțul meu, nu cred că ar fi potrivit pentru copiii mei și dacă aș avea posibilitate să plec undeva pentru binele lor, categoric aș face. Și nu m-aș mai uita în spate pentru că mă gândesc la ei. Adică ai plecat. Ce să mai încolo încoace? Sincer, da, categoric aș analiza cu familia împreună, dar așa la primul gând, cred că mi-ar fi totuși să plec. Mm-hmm. Și ți-ai căuta o nouă viață pentru că e ușor să ai o nouă viață? Nu este nici ușor. Este clar că va fi greu, dar referitor la protecția familiei, ce vreau să vă zic, când am fost și noi în pas în România cu Revoluția, să știți că și tatăl meu a fost chemat să apere cum ar veni situația și să fie în prima linie și tatăl meu a zis că preferă să fie alături de familie să protejeze cele trei fiice ale lui, pentru că nu are cine să ne apere. Da. Grea decizie. Este grea decizie când ai copii și când știi că dacă cumva prețul acestui război este cu prețul vieții și ai lăsa orfan copii, cred că te-ai gândit de mai multe ori. Chiar dacă ai fi catalogat drept un laș, te-ai mai gândit că totuși copiii tăi merită o viață cu părinții. Da. Sigur că ăsta e primul gând, să te gândești la copii. Să știți că sute de mii de oameni din țara vecină, în această dimineață, la asta se gândesc. Adică e un sentiment pe care ei îl au în această dimineață și nu e un exercițiu. Ceea ce facem noi e un exercițiu. Ceea ce fac ei este o realitate. Ce faci cu copilul dacă ești din Kiev?
astăzi? Unde îl primiți? Îl primiți, nu? Că asta e primul gând. Lasă școală, lasă aia, du-te undeva în vest, dacă ai neamuri. Dar dacă n-ai neamuri, ce o să faci? Da. Acum, să nu ne facem griji, pentru că la câți oameni am exportat pe timp de pace, cred că suntem a doua țară după Siria, ne-am găsit rude să avem unde să mergem și să pornim o viață nouă. Din păcate, nu o să mai rămână, nu știu cine o să mai rămână să mai apere țara dacă majoritatea ar gândi că nu mai avem ce apăra. Asta este tristețea cea mai mare. Emisiunea de astăzi, bine, poate să fie și o coincidență. Acum știți că nu e un filtru, nu vă întrebăm ce părere aveți la telefon. Poate să fie și o coincidență în ceea ce spuneți. Nu vă verificăm opiniile înainte, dar poate să fie și un semn general, în sensul că, da, România e cam sătulă de treaba asta. Îți mulțumesc tare mult, Claudia. Vreau să mai aud două trepinii. Hai să prelungim un pic după ora 14, vă rog frumos, la cum sună lumea. Sunați foarte mulți și cred că vreți să-mi spuneți dacă ați apărat România sau nu. Dar nu uitați că dezbaterea noastră a pornit de la Ucraina. Așadar, o să prelungim dincolo de 14, o să luăm câteva minute de publicitate la un moment dat, dar revenim aici și vă dau dreptul la exprimare astăzi. Cristi, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, salut! Înainte să-mi dau părerea legătură cu ce aș face, vreau să-ți spun parte dintr-o experiență personală care o am. Am câțiva prieteni ucrainieni care chiar au luptat pe front pe perioada cât ei au fost atacați inițial de ruși. Și ce vreau să-ți spun este că ce nu apare în România și ce nu se vede este faptul că țara, înainte ca să fie atacată, a fost bombardată efectiv mediatic de păreri pro și contra, iar populația este divizată. Iar mulți dintre cei care se luptă pe front, acolo în zona Donbasului, sunt efectiv neamuri și prieteni. Au păreri și convingeri atât de puternice în legătură pro și contra Rusiei, încât au format tabere și se luptă unii cu alții. E o chestie care cred că nu se ia în considerare ce mult înseamnă până să fie atacat efectiv fizic și cu tancuri și cu rachete și cu ce mai au rușii, au fost atacați și încă sunt atacați mediatic, astfel încât ei efectiv ca și țară sunt rupți, sunt împrăștiați. Da, e bine că ai povestit asta, ca lumea să știe realitatea de acolo. Prietenii tăi au mers, că tot spunea cineva mai devreme, să merge cu forța la război sau mergi de bunăvoie? Absolut nu. Nu. Am vreo 4-5 prieteni, niciunul dintre ei nu a mers cu forța. Toți s-au înrolat, o parte dintre ei au ajuns. Asta e încă o chestie. Chiar când a fost atacată Ucraina prima dată, s-au format gărzile patriotice, cum s-ar zice. Erau civilii, cei care nu erau înrolați în armată, cărora li s-a deschis oportunitatea de a lupta pe front, de a participa și de a merge pe front, a lupta împotriva rușilor. Foarte, foarte multe batalioane s-au înființat atunci de civili, care atunci au învățat să pună mâna pe armă, atunci au învățat să tragă, atunci și-au pus viața la bătaie nefiind forțați. Da, e clar că cei care erau în momentul de față în armată au trebuit să au fost nevoiți cumva, ca să zic așa, și au trebuit să înainteze, dar au fost foarte, foarte, foarte mulți civili care au creat acele batalioane de care ziceam mai devreme, care au contribuit la ce e acum pe frontul de est. Stagiul militar e obligatoriu în Ucraina? Ai idee? Uite că nu aș putea să-ți spun. Să verific. Nu știu. Uite cum o să facem. Cristi, pentru că știu că ai și o opinie dincolo de povestire, rămâi în telefon, Paul la fel rămâi în telefon, v-am promis că prelungim după ora 14, Sorin, luăm acum publicitatea și ne întoarcem cu opinia lui Cristi, România în direct, merge mai departe, astăzi vă întrebăm ce ați face dacă ați fi ucrainean.
cu Cătălin Striblea la Europa FM. V-am întrebat astăzi ce ați face dacă ați fi astăzi în Ucraina. Ce decizii ați luat pentru voi, pentru viața voastră, dacă ați ști că mâine pornește un război? Nu știm. Veștile zic că armata Rusiei ar retrage 10.000 de militari din cei 130.000 de acolo, că se mai caută o soluție diplomatică. Pe de altă parte, știți cum e, de o săptămână încoace ni s-a spus mereu că războiul ar putea începe miercuri, occidentalii și-au luat diplomații de acolo, s-au dat apeluri către cetățenii străini să nu mai rămână în Ucraina, dar dacă ai fi ucrainean, ce ai face? Cristi ne-a povestit cum sunt ucrainienii. Acum îl întreb ce ar face el cu toate datele pe care le are. Salut, din nou. Te salut din nou, Cătălin. E o decizie foarte grea. Nu neapărat decizia, dar procesul cum ajungi la decizia respectivă, pentru că în primul și în primul rând toți ne gândim la cei mai slabi de jurul nostru, ca să zic așa, soțiile noastre, în cazul bărbaților, copiii noștri, părinții noștri mai în vârstă, familia care e mai apropiată de noi, toți ne gândim la ei. Ce aș încerca eu să fac este să-i pun pe ei la într-o anumită relativă siguranță care să-mi ofere mie un pic de liniște mentală și sufletească, și aș rămâne să, indiferent cine ar fi, că sunt ruși, că sunt, indiferent ce ar fi, turci, tătari, indiferent ce ar fi. Da. Îți mulțumesc mult, Cristi. Frații Klitschko, știți? Campionii mondiali la box. Vitali este primarul Kievului din 2014. Au ținut o conferință de presă. Vladimir Klitschko a anunțat că s-a înscris în armata de rezerviști a Ucrainei, fiind pregătit pentru a-și apăra țara. El a avertizat statele occidentale să nu dea dovadă de slăbiciune în gestionarea crizei geopolitice, având în vedere situația tensionată. Nu putem sta impasibili. O posibilă invazie a Ucrainei ar fi o problemă pentru toată lumea. Văzând cum se chinuie țara mea, nu putem sta impasibili. Sunt aici, am semnat să mă înscriu pentru a apăra țara și orașul nostru, Kiev, a spus Vladimir Klitschko, citat de CNBC. Paul, salutare, ești la România în direct. Tu ce-i face? Bună, Cătălin. Felicitări pentru emisiune și am sunat astăzi pentru că personal m-am simțit iritat de opiniile unor antevorbitori. Eu nu mă consider pe mine un patriot. Poate ce voi spune va fi în paralel cu ce gândesc în situația în care România ar fi atacată. Trebuie cumva să ne gândim. Cu toții avem frustrări, avem neîmpliniri, nu putem să le legăm pe toate de țară. Ai dat atunci tu un exemplu de speech-ul lui JFK. Ok, sunt total de acord cu asta. Noi, dacă am plecat cu toții, ne luăm tălpășița cu toții din țara asta sau din Ucraina, mai concret aici, ce rămâne în urmă? Adică la fel se putea întâmpla și în Iugoslavia și ar fi fost numai niște ruine. Dar au fost oameni care au rămas. Și cred că asta e și ceea ce aș face eu. Aș rămâne. La fel ca și Cristi mai devreme, mi-aș pune pe cei dragi la adăpost, să spunem, ce ar însemna asta, nu știu să-ți spun exact acum, poate în afara țării, poate în, cum e în Ucraina, undeva spre România, în zonele dinspre România sau Ungaria, dar aș rămâne și aș încerca să contribui cu ce pot eu, că până la urmă cu toți suntem angrenați într-un mai mare. Fiecare poate să contribuie mai mult sau mai puțin. România suntem noi, până la urmă. Și da, contribuțiile noastre mai mari sau mai mici. Știu că da, e dezamăgitor ce se întâmplă la nivelul vieților noastre. Dar eu cred că dezamăgirea a existat și în 1916, nu? Și în 1940. Și oamenii tot au mers mai departe. N-are cum să fi fost viața perfectă la un moment dat. Că eu nu cred că, nici pe vremea lui Ștefan cel Mare, nu cred că oamenii aia apărau țări perfecte. Aș zice că apărau chiar niște țări mai proaste.
Dar de apărat, până la urmă, apărăm chiar și un sentiment și o idee, nu? E locul nostru aici. Așa mă gândesc, îl eliberăm foarte repede, lăsăm în urmă tot ce am făcut, toate lucrurile bune, dar lăsăm în urmă amintirile? Și v-aș mai întreba ceva. Plecăm. Poate pleacă și ucrainienii, mulți. Păi ne lăsăm în urmă mormintele? Adică le avem și pe astea, nu? Și morminte, nu mă refer neapărat la niște chestiuni fizice, dar rădăcinile noastre, tot ceea ce suntem astăzi, cred că sunt aici. Eu așa m-am gândit la un moment dat. Da. Eu personal aș încerca, nu știu, aș prefera în situația asta extremă să trăiesc cu regretul că nu am reușit, decât cu dezamăgirea că nu am încercat. E o idee foarte bună. Și ți-o respect. Uite, un om care mai găsește ceva de apărat în România și sunt convins că găsești și mulți în Ucraina. Paul, spor la treabă. Valentin, salutare, ești la România în direct. Da, bună ziua, bună ziua Cătălina și ascultătorilor. În primul rând țin să te felicit pentru că ai deschis o rană, ca să spun așa, societății românești, dar nu numai românești, est-europene, dar și vest-europene. Yeah. Datorită faptului că societățile respective vin după 70 de ani de stabilitate, n-au mai cunoscut războiul, n-au mai cunoscut crize de genul acesta, datorită blocului NATO, care se mulhulit acum, și Uniunii Europene, și iată că se văd în fața unei situații în care bunicii, străbunicii noștri au fost și au luptat fără să cârtească. Pentru un petec de pământ, pentru porcului din curte, pentru jumara lui, pentru sărăcia lui, dar a luptat, pentru că era țara lui. Aș lupta fără să preget, aș rămâne în Ucraina ca ucrainean, ba chiar aș face, cum să vă spun, recrutare, dacă s-ar putea, și încerca să-i conving pe ceilalți să-și lupte pentru țara lor, pentru că libertatea este, nu este un bun dat. Pentru libertate mor lupți. Libertatea nu e ceva pe care ți-l dă cineva, ți-l câștigi. Și dacă e posibil să citesc un mesaj, că am văzut că se vehiculează mesaje de pe la ucrainieni, care nu sunt în totalitate. Ucraina nu e împărțită. Am o hartă, păcat că nu se poate vedea, cu un sondaj în care 70% din ucraineni vor să acceadă în NATO și nu e. Și vorbesc de ucraineni între 18 și 40 de ani care chiar contează. Pot să citesc mesajul ucraineanului? Da. Da. Așa, spune așa omul, deci e un mesaj direct, am vorbit cu el. Am petrecut anii 2014 și 2015 în război. Am văzut pistoale și tancuri, sânge și cadavre. Artileria a bubuit zi și noapte atât de tare încât nimeni nu a mai acordat nicio atenție focului de mitralieră. Ca să înțelegeți, în februarie 2014, densitatea focului de artilerie în luptele din est a atins nivelul celui de-al doilea război mondial. În oraș, de la fereastră, vedeam cum rachetele de la lansatoarele Grad zbureau constant timp de câte o jumătate de oră și zburau spre aeroport și spre oraș, făcând să existe explozii fără încetare și o lumină imensă care nu se mai oprea. A fost iadul pe pământ. Iar lumea, în ghilimele, și-a exprimat îngrijorarea profundă. Prin urmare, chiar și cu astfel de întârziere, libertatea noastră a ucrainenilor merită. Atenție din partea tuturor. Îți mulțumesc pentru mesajul ăsta și îți mulțumesc pentru ideea de libertate. Sigur că după 70 de ani în care lucrurile au avut stabilitate, după 30 de ani de libertate, noi tindem să credem mereu că libertatea va fi și va rămâne mereu alături de noi și că democrația va fi și va rămâne mereu alături de noi. Dar ce să vezi, pentru astea, eu cred că trebuie să te lupți în fiecare zi. Și eu cred că atacul asupra lor este aproape continuu. Și mai cred că după ce Ucraina va pica, dacă va pica, va fi rândul nostru. Eu chiar cred asta cu tărie. Dacă va veni rândul nostru, ce vom face? Vom fi exact în aceeași situație și vom căuta să... Ce? O să plecăm în Uniunea Europeană toți? Ia, vă spun că e virtual imposibil. Ce facem restul aici? Valentin, îți mulțumesc, bun mesajul prietenului tău, să-i transmiți o îmbrățișare din partea noastră. Va trebui să luăm în calcul faptul că sunt oameni care acolo mor zi de zi, pentru că în pungile alea de la Donetsk, Luhansk, încă bătălii se duc. Și va trebui să vă gândiți că sunt oameni care se luptă, care au făcut și-au luat niște decizii. Oamenii mici, în general, duc războiul, iar și pentru corupția mare, care mulți dintre ei au fugit din Ucraina acum.
Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, bine v-am găsit. Deci sunt stupefiat de ce am putut să realizez, să descoper în urma unui subiect care era de așteptat să-l dezbatem în curând în țara asta, pentru că inevitabil aici am fi ajuns, indiferent dacă se retrag sau nu trupele. Eu sunt tânăr, născut după Revoluție și cu un picior dincolo, cu un picior aici, aș spune că aș sta să lupt, încă nu am familie. Dar în același timp eu nu am simțit și dau vina pe stat, nu pe un politician, dau vina pe tot mecanismul țării, pentru că eu nu am simțit patriotismul acela, decât la paradă și din cărțile de istorie. Și am deprins ura față de ce reprezintă Rusia prin cărțile de istorie atât. Dar patriotismul eu nu l-am în sânge pentru că nu mi-a fost cultivat. Și pentru că n-ai primit exemple. Și pentru că patriotismul a fost la noi cu plânsete la televizor, cu chestiuni de genul ăsta, dar nu cu acțiuni corecte față de tine, cetățean. Că ăsta e marele patriotism. Cinstea, da, onoarea. Uite-te în alte țări cum sunt ei mândri de națiunile lor. Pentru că în subiecte internaționale și nu numai subiecte, ci și acțiuni, și-au luptat pentru oamenii și principiile lor. Au făcut ceva de care tu să fii mândru că ești român. Nu să râdem de un arbitru care l-a făcut pe la cum l-a făcut și noi râdeam pe subiectul ăla. Se făceau glume, se distribuiau pe rețele sociale glume. În loc să fim, nu știu, cum ai abordat un podcastul tău, subiectul din alt punct de vedere. Nu din pricina glumei unde s-a ajuns. Deci eu nu am patriotismul în sânge și în momentul de față asta să lupt. Nu cred că aș putea pune capul liniștit pe pernă și să aud știri despre ce se întâmplă aici. Nu pot. Și am să dau cu un exemplu. După Revoluție a plecat un prieten de-a lui tata în altă țară și în fiecare an vorbesc la telefon și tot timpul tata îl întreabă aceeași chestie, bă, te dori de România? La care eu aud răspunsul omului, ci că băi, nu știu cum să zic, am medoși de fața, de groapa din fața blocului. Da. Deci, eu asta e tot ce țin minte, an de an, și nu pot să schimb chestia asta și nu pot să o descrii prin salarii mai bune și nu știu ce. Salariul mai bun este în funcție de cum muncești, părerea mea. Și primești un salariu pe baza a ceea ce muncești. Nu să nu îi judeci cu asupra de măsură pe oamenii care au vorbit înaintea ta, pentru că sunt mulți care muncesc aici de o viață, care au încercat să construiască și care au fost puși în genunchi în nenumărate situații de ceea ce înseamnă administrație în România. Și eu le înțeleg durerea și frustrarea. Nu e ușor să încerci să clădești în țara asta. Îți rănește genunchii, spatele și mintea mult mai mult decât o fac alte țări. Dar în același timp, să știi că are și țara asta lucrurile ei care merită apărate. Eu așa mă gândesc. Bogdan, îți mulțumesc, îți doresc spor la treabă. A fost o întrebare despre Ucraina, ce-i face la modul practic și desigur că am vorbit despre dacă am apărat sau nu România. E aproape firesc. Eu, dacă aș fi politician în România, aș lua emisiunea asta și aș întoarce pe toate părțile. Și chiar mi-aș pune această întrebare. România, ca și alte state, este europene aici. Cât va mai trăi generația mea și poate următoarele, va fi mereu supusă acestui atac. El va veni mai aproape sau mai departe de noi. Va trece în Ucraina, poate va veni la granițele noastre, poate ne vom confrunta în mod direct. Mediul nostru social va fi atacat mereu de idei antidemocratice și anti-europene, iar noi suntem parte din Europa. Noi aici, la hotarele acestui imperiu, spuneți-i cum vreți, al bunăstării, eu așa îl văd, și al unui oarecare echilibru, vom fi mereu sub atac și o vom duce mai greu decât alții. Dar, pentru un politician român, mereu va trebui să fie această întrebare.
cum îi conving eu pe toți oamenii mei că hotarul ăsta merită apărat? Ce le aduc eu bun, în plus, sau cum facem împreună să gândim că și aici merită apărat, nu numai să ne tragem către, știu eu, centrul acela stabil la care toată lumea visează. Asta e bătălia noastră, prieteni. Cât despre Ucraina, vedem mâine ce se întâmplă. România în direct de astăzi se încheie aici. Vă las cu Radu Constantinescu. Mulțumesc pentru găzduire. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.